Până acum, doar Flores a confirmat așteptările, în timp ce alții, deși semnează contracte cu Iașiul, încă se află în probe. Dacă nu vor confirma, contractele sunt egale cu zero pentru că nu vor fi înregistrate la LPF. În această categorie intră și Mimoun, un mijlocaș central cu câteva meciuri în Liga Secundă franceză. Cédric Mongongu este dorit în continuare în Copou dacă va scăpa de problemele medicale. Un alt nume nou este Paul Pârvulescu, venit pe filiera Ana Maria Prodan. Pentru atac, Tibor Selimeș îl propune pe cameronezul Luis Enoch. Realitatea este că suntem încă în urmă cu transferurile. Asta este realitatea. Aș fi vrut să iam pe toți în pregătirea din Turcia. Știu că nu este ușor pentru că suntem și foarte atenți la transferuri. Realitatea este un obiectiv îndrăznesc la momentul ăsta, cu toate că noi ne dorim lucrul acesta să fie mai bun ca anul trecut. Dar este destul de dificil. De ce? Că suntem ca și omogenitate doar câțiva jucători și mă refer la 13-14 jucători care am avut și anul trecut. Vineri, Iașiul va disputa un meci de verificare cu CSM Pașcani. Jucătorii care nu vor confirma vor juca la echipa a doua a clubului. Tibor Selimeș susține că sunt șanse ca aceasta să debuteze noua ediție a Ligii a treia.